Bine v-am regăsit! Numele meu este Alexandra Mihertescu și ne reîntâlnim la un nou minut de conștientizare. Am ajuns la 13. Cei născuți în ziua de 13? E, într-adevăr, pentru unii spun că 13 nu este o cifră, un număr cu ghinion mai exact. Însă, dacă vorbim de aspectul karmic, ei au tendința să ucidă în ei. Cam orice, dacă nu sunt atenți, bineînțeles, și repetă greșeala de la o, a uci de pasiunea, bucuria, proiecte, idei și mai știu eu ce, alte, ce alte, lucruri de, de, genul acesta, pentru că, într-un fel sau altul, asta au făcut și în altă viață. Practic, problema care apare aici este din aspectul irosirii abilităților. Da? Adică ai anumite abilități foarte bine dezvoltate pe care ai tendința ce? Să le uci, să nu le folosești. Pur și simplu să le lași acolo să râncezească sau Efectiv, să nu-ți pese foarte mult de ele și nicăieri să nu ajungi. Sursa datoriei karmice actuale poate fi reprezentată de, de suferința provocată în trecut a unor persoane care nu neapărat meritau. Adică ai omorât, de exemplu, un vis al cuiva în viața trecută, și ar fi bine ca în această viață să cauți să însuflețești. Tot uh, ceea ce îți vine la îndemână, să-ți însuflețești pasiunile, abilitățile, să însuflețești visele tale, dar și a celorlalți. Așadar, dragilor, cei născuți în 13 sau care cunoașteți pe cei care s-au născut în ziua de 13, ce aveți tendința să ucideți? Hm? Spor la conștientizări și revenim cu 14.